O informație de ultimă oră, tot din domeniul justiției. Ar putea să ducă, teoretic, la noi proteste, această nouă informație. De ce? Pentru că a apărut un document prin care se înțelege că s-ar pregăti un amendament la acea lege a grațierii pe care au propus-o cei de la PSD, prin care să scape și cei cu fapte de corupție. A văzut acest amendament colega mea Liliana Năstase și ne spune mai multe. Liliana, despre ce ar fi vorba concret? Bun găsit, liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a transmis colegilor săi de la Comisia Juridică, pe care de altfel acesta o conduce, un amendament privind legea grațierii, lege care mâine va fi discutată în Comisia Juridică a Senatului. Prin amendamentul pe care l-a depus Șerban Nicolae, acesta cere ca, în eventualitatea favorii unei legi privind grațierea, aceasta să conțină și eliminarea unor fapte din sfera corupției. Mai exact, spune Șerban Nicolae, să fie eliminate infracțiunile din codul penal, de la articolele 289 până la 294. Mai exact, este vorba despre luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență, fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia și, de asemenea, fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia. De asemenea, Șerban Nicolae cere ca în legea grațierii să intre și abuzul în serviciu. Este vorba de un amendament, de altfel și Consiliul Superior al Magistraturii, dar și alte instituții cărora li s-au cerut punctul de vedere au făcut amendamente. Urmează ca membrii Comisiei Juridice să stabilească ce amendamente acceptă sau nu și ulterior, evident, acestea să fie votate și în plenul Parlamentului. Mulțumesc pentru aceste informații, Liliana Năstase. Da, e foarte riscant ce fac cei de la PSD, pentru că numai bine ce a fost toată nebunia cu protestele. Da? Oamenii au ieșit în stradă inițial din cauza proiectului de grațiere. Pentru că atunci, înțelegându-se greșit, oamenii au spus da, că vor ieși toți corupții. Acum, practic, li se dă apă la moară, li se dă o justificare. Eu nu m-aș teme neapărat de proteste sau de stradă, pentru că aici o să intru într-o logică normală, nu strada face legi. Evident. Dar ce mă interesează pe mine este dacă acest tip de amendament, completări, modificări și așa mai departe, au fost făcute înainte sau după ce CSM-ul, un organ reprezentativ, și-a dat cu părerea despre această lege. CSM-ul tocmai a dat un aviz favorabil pe legea grațierii. Da. Era sau nu era această parte în povestea aia? Pentru că altfel ajung la Marțea, la ce Dumnezeu a fost atunci cu ordonanța 13, iarăși o chestiune făcută pe șest netransparent. Adică ai dat la CSM să vadă o lege, după care mai bagi un amendament și mai scrie trei fraze. Ba, eu cred că trebuie să-i dea. E vorba de un aviz, nu CSM-ul face. Vă rog. Îmi permiteți? Vă rog. Domnule, e decizia Curții Constituționale. Totuși, în țara asta mai contează Constituția sau nu? Da, domnule, CSM-ul își dă cu avizul pe doar trei tipuri de legi. Decizia Curții. Statutul magistraților, organizarea instanțelor și organizarea și funcționarea CSM. Deci, domnul ministru, Toader a făcut o prostie ca a dat CSM-ul. A făcut ceva păi ce putea să... schimba, domnul Ghișe, atunci. Am pus unul care nu știe legea și CSM-ul să-l dăm afară, să ducă după ăsta, după... Nu vă întreb! Ei nu trebuia să ceară aviz pe așa ceva. Și de ce a trimis curții CSM-ul? Întrebați-l pe dânsul. Deci altul care... Păi nu vă întreb, dar să nu-mi răspundeți altă întrebare. Dar ce vreau să vă spun este că CSM-ul zice decizia Curții Constituționale. Dă aviz doar pe aceste trei tipuri de legi. Repet. Statutul magistraților, organizarea instanțelor, organizarea CSM-ului. Bun, atât. Dar mă văd nevoită să intervin aici, pentru că nu asta era, nu asta era ideea. Dar dacă îi dai o formă, te-o consulte și după aia mai faci trei ani. Domnilor, nu asta era ideea. Mă tem că pierdem esența. Această lege a grațierii arăta într-o formă... În care formă?
vorbit. Arăta într-o formă în perioada în care era ministrul domnul Iordache și acolo erau exceptate faptele de corupție. Ulterior s-a dat ordonanță, dați voie, domnule Ghișen, dați voie ca să înțeleagă lumea. După care legea asta a fost abandonată, a fost trimisă. Mă lăsați să continui, domnule Ghișe. Nu. Vreți să interveniți așa că să nu se înțeleagă? Bun. A fost dată ordonanța 13, legea a fost trimisă în Parlament. În Parlament. Da. Au început să lucreze în comisie. Cam așa acolo se face în Parlament. Da. Sper că nu vă acolo în comisie, da, nu erau trecute faptele de corupție la cele comisie? Grațiabile. Păi în care comisie? Comisia juridică. Așa. În comisia da. Juridică de la Senat, da, pentru că acolo era. Și le-au introdus prin amendament. Da, și? Păi le-au introdus după ce CSM-ul a dat aviz. Dar și ce dacă putea să nu lu dezbatere? Pentru că CSM-ul nu știa că ei vor să introducă faptele de corupție. Dar nu e nici distință, dar trebuie să-și... CSM-ul nu face legi. Păi, a spus să ne lămurim odată. A spus cineva că CSM-ul face legi. Parlamentul face legi. Nu, ei au încercat să introducă aceste amendamente. Cum se poate înțelege păi din nou că au încercat să le introducă aceste amendamente pe șestache, pe care cum se șestache? Spune. Nu vă supărați. Domnule Ghișe, nu, dar pentru dumneavoastră parlamentul e pe șestache? Puteți să, le încerc, da, să încercați puțin. Să le luați apărarea, păi, dar puțin, așa da. Pare. Comisiile parlamentare au exact acest rol. Când există o inițiativă, în cadrul dezbaterilor parlamentare se fac amendamente. Păi asta înseamnă că e pe șestache? Dacă e în comisie parlamentară? Păi oricum au majoritate cei de la PSD. Păi nu, dar ce vreți să aibă minoritate acum? A, deci pe de o parte nu vă place că se fac amendamente față de un text al inițiatorului, iar pe de altă parte că deci au majoritate PSD. Bine, acum ei pot să facă, să aibă o următoare strategie, nu, putem ei cine? Să ne gândim. Ei cei care propun această lege, cum ei cine? La păi cine credeți că mă refer la extraterestri? Păi pe ce proiect vorbim? Depinde de proiectul pe care vorbim. Este proiectul lui Șerban Nicolae, cum a spus colega dumneavoastră? Păi nu prea asta e problema, domnule, și că nu știm pe ce proiect vorbim. Păi dacă, că nouă poporului fraier și suveran ni se prezintă ceva, ceva și mai vine asta și mai rachitează două fraze acolo și nu mai știm. Dar asta se face în cadrul dacă dezbaterea asta are loc astăzi și se face ceva, după aia mai completează ceva. Eu asta înțeleg. Eu nu sunt specialist, dar 500.000 de oameni au ieșit în stradă tocmai nu, pentru un mod în stradă pentru că eu trebuie cu dat jos guvernul, domnul. Hai că domnul, suntem prea experimentați. Hai să revenim după publicitate, încercăm să lămurim ce s-a întâmplat cu această lege. Revenim după publicitate. USR și PNL care au chemat oameni în stradă.